Tânărul care a construit bombe în casa bunicilor punea la cale atentate sângeroase. I-a trecut prin minte să ucidă polițiști și să arunce în aer un bar din centrul Aradului. În fața anchetatorilor a ajuns ieri și mentorul său, inginerul chimist, care i-ar fi dat sfaturi explozive. Ai detonat două dispozitive. Pentru bani și mai ales dintr-o plăcere nebună, sadică și la limita nebuniei. Dumnezeu vă iubește foarte mult, de aceea a creat iadul, ca să ardeți în el. Le spunea Remus Băscuț colaboratorilor săi de pe internet. În ultimii 12 ani a crescut doar cu gândul la bombe. Mai întâi au fost proiectilele tatălui, detonate în fața lui la școală, pe când el era doar un puști în clasa a 6. Peste ani a devenit el fabricant de bombe artizanale. În public și-a făcut botezul anul trecut, de Revelion. Am amplasat bomba în cupa unui excavator din centrul localității Ghiroc. Așa o fluierat, fu, cum o zburat! Mai avea o bombă artizanală pe care o ascundea sub pat, spun procurorii. De ce a fost ridicat de poliție? Vorbea ca un tânăr teribilist, dar în spatele distracției bolnave știa bine la ce se expune. Când a testat prima dată bombele făcute acasă, își avertiza cumpărătorul. Îi acțiune teroristă sau 10 ani de pușcărie? A căutat prafurile explozive pe internet. Nu și-a ascuns niciodată scopul. A început să vorbească despre bulgării de zăpadă transformați în cocktailuri Molotov, apoi despre aruncarea în aer a unui bar din centrul Aradului, unde proprietarul ar fi fost rivalul său în dragoste. Parchez o mașină și suflul îi omoară, nu explozia în sine. S-a inspirat din filme cu teme violente, cu oameni plătiți să ucidă sau să pună la cale atentate în licee și în autobuze. S-a gândit chiar să monteze în câinii dispozitive explozive. Cu bombele cu telecomandă voia să lichideze polițiști. Când îi plin de miliție, pac, ai apăsat butonul și a murit toți. Ca într-un joc cu teroriști, Văscuț ajunsese la ultimul nivel. Se vedea taliban, specialist în acțiuni paramilitare. Pot să fac bomba mai periculoasă decât cea oia pe acolo, prin Orient. Din fericire, a vândut bombele artizanale unui ofițer SRI sub acoperire. Cel care l-a ajutat cu prafurile explozive va fi cercetat acum în libertate. Le-a declarat anchetatorilor că a vândut marfă legală, iar pe Remus Văscuț l-a văzut pentru prima dată pe holurile Diicotului, acolo unde a ajuns și inginerul chimist, considerat sfătuitorul tehnic al arădeanului acuzat de terorism. Știați ce face? Ce fel de indicație ați dat? Știați ce face?